Știam că adversarul care îl întâlnim e unul din cei mai agresivi adversari care a venit la Cluj în cupele europene. Eu am zis că cred că e chiar cel mai agresiv. Meciul cu Roma l-au dominat de la un cap la altul, au pierdut datorită unor execuții a celor de la Roma, dar l-au dominat. Eu sunt convins că ei sunt favoriți cerți, pentru că au un lot extraordinar. Iar noi, din păcate, pierdem jucători de la meci la meci. Sincer, sunt terminat din punct de vedere psihic, pentru că avem prea mulți jucători absenți și nu mai știu ce să fac. Practic, nu mai avem soluții în Europa. Iar în campionat, tot așa, o să trebuiască să inventez următoarele două meciuri cuplurilor de fundaș central, pentru că Manea nu prea a jucat, l-am băgat așa cum am nevoie, Ciobotariu, cam ei doi au mai rămas. Burcă e săracul, după atâtea meciuri foarte obosit, n-am cum să-l mai bag. Susic era la fel foarte obosit. Un meci în care adversarul ne-a pus să muncim și chiar nu mă așteptam să avem o evoluție așa de bună, să conducem 1-0 și să nu reușim să după aia să câștigăm. Eu îi felicit pe toți, chiar n-am ce să le reproșez. Îmi reproșez mie că s-a accentat Vinicius, dar n-aveam pe ce să bag. Știți ceva? Normal că e grav. Dacă a ieșit pe teren, poate să fie. Știți că Vinicius nu iese niciodată, e mereu în teren. Poate dacă era el în faza aia, nu l-am gol, dar Mane a făcut un meci excelent, ținând cont că din tribună l-am luat, du-te și joacă fundaș central cu vârfurile lor care erau foarte bune. 4 puncte după primele două etape, mult, puțin? Păi știu, după specialiștii din România, noi trebuie să avem 25 de puncte după două meciuri. Și nu vedeți cine suntem noi, cine sunt alții. Campioana Elveției are nu știu ce buget, nu știu ce jucători. Au intrat la un moment dat 3 jucători, Suleiman, național a Serbiei, și 2 jucători care sunt național a Camerun. Păi, ce să mai... Ăștia erau rezervă la ei azi și au intrat la 1-0. Antrenorul lor a spus totuși că... chiar l-am întrebat și am spus dacă diferența e totuși atât de mare și a spus că nu, nu e mare. Normal, dar cum s-a jucat a fost echilibrat meciul, dar parcă puțin au dominat ei mai mult. Dar avem băieți care se sacrifică foarte mult. Și rezultatul e foarte bun dacă nu conduceam. Dacă era 0-0 era mai bine. Dar așa dacă conduci și ești egalat acasă, mai ales că noi am fost egalați numai de, dacă nu mă înșel, de Sevilla și de Celtic acasă. Dar când am zis că CSKA Sofia e echipă bună, mi s-a spus că nu înțeleg fotbalul. Dan Petrescu nu înțelege fotbalul, bă, băieți. Dar cum a făcut 0-0 la Roma? Spuneți-mi, dacă are echipă slabă. Cum dracu au făcut? Da, că Roma sigur a vrut să câștige, doar n-a jucat cu rezerve. Vă spun că echipele sunt bune, au toate echipele de jucători valoroși și noi avem. Dacă l-aveam pe Sestor, dacă l-aveam pe Vinicius, dacă l-aveam pe Bordeanu, nu mai aveam de ce să mă plâng. Și cred că eram poate acum cu 6 puncte și eram încrezător și la campionat. Dar acum la campionat chiar am, așa, sunt puțin speriat. Că mă gândesc peste 2 zile, deja e 12, nu? Trebuie să jucăm cu Mediaș și dacă nu câștigăm, lumea o să întrebe de ce, dar... soluțiile sunt puține, iar după aceea mergem la Roma și venim cu Piteștiu și trebuie să inventez niște fundași centrali care, din păcate, n-au fost aduși când am vrut eu. Țineți minte că mă plângeam mereu? Țineți minte, da? Eu vreau fundași centrali. Nu mi-a adus nimeni fundași centrali. Atunci ne merităm soarta. Da, aveți cumva soluții, măcar mă gândesc pentru... Am avut, dar nu sunt aici. Soluții sunt, că sunt jucători liberi care vor să vină. Dacă nu sunt aici, eu ce să fac? Eu doar antrenez. Eu cer ce vreau. Și ce cred eu că e bine. Când mi-a fost adus jucători, echipa asta a fost unde e și acum. Adică s-a bătut mereu sus și la cupele europene. Dacă nu mi s-a adus jucători, eu nu pot să joc fundaș central. O ultimă întrebare. Cum vedeți această dublă cu Roma și în condițiile actuale? Mă gândesc că dacă totuși CSKA a reușit să-i încurce, mă gândesc că spera și dumneavoastră, nu? Noi avem meci acum cu Mediaș, trebuie să-l câștigăm. Dacă vrem să jucăm în Europa la anul, trebuie să câștigăm meciul ăsta, nu? Și v-am zis, în apărare, deranj mare. Deranj.